Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție Carte Diem, o ediție specială, pentru că am invitat o prietenă dragă cu care de mult voiam să vorbesc în fața voastră, în fața prietenilor mei de aici, de la Carte Diem. Vom vorbi și despre cărți, dar vom vorbi și despre lucrurile frumoase pe care le-a făcut și pe care vrea să le facă, pentru că e o ecologistă convinsă, pentru că este un om sufletist care sare în ajutorul semenilor, indiferent la ce oră e nevoie de ea, că e vorba de 3 dimineața, că e vorba de miezul nopții, ea este lângă tine și mobilizează și pe alții ca să își sprijine semenii. Simona Mann, îți mulțumesc frumos că ai venit la Carte Diem. Bună ziua ție, bună ziua telespectatorilor tăi. Și acum aș putea să mă și supăr. Da, de ce? Ai devoalat un secret, ca să zic așa, da. Nu, poate nu era de spus. Și uite că că ești așa un om săritor și așa un prieten adevărat, n-am cum să nu spun asta. A fi ecologist înseamnă a fi un om care știe ce înseamnă solidaritatea și de aia am zis că tu chiar ai toate trăsăturile ecologistului. Acum chiar ziceam, te prezint ca antreprenor, om de afaceri, dar tu ești un om care a condus și Agenția de Turism a României, nu așa se numea? Autoritatea Națională de Turism a României. A fost și un om care a fost și secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Atunci știu că ai sprijinit foarte, foarte multe proiecte pe zona asta, dar știu că și pe zona de turism ai făcut un lucru și e bine să spunem că tu ai fost la originea lui, pentru că foarte mulți au beneficiat de acele tichete de vacanță. Da, nicio problemă, că acum văd că s-a renunțat la ele. Păcat. E mai simplu. Păcat. Așa, probabil. Da, am găsit un proiect în Autoritatea Națională pentru Turism pe care nimeni nu dorea să și-l asume. Adică tu l-ai găsit acolo, era acolo într-un sertar. Era într-un sertar, efectiv, da, și Doamne. Se căuta o modalitate prin care să găsim o formă legislativă, să venim în sprijinul tuturor angajaților, ca să spun așa, până la urmă a cetățenilor. Sigur că am luptat foarte mult și am găsit până la urmă formula după foarte multe tatonări și insistențe ca să-l implementăm și, ca să zic așa, elementul de noutate pe care eu l-am adus a fost faptul că am insistat foarte mult ca și funcționarii publici să beneficieze de aceste vouchere de vacanță. Sigur că a fost un amendament atunci pe care l-am negociat cu premierul și acest amendament spunea că doar în limita bugetului, adică dacă există loc în buget, se vor acorda aceste vouchere de vacanță, dacă nu, nu. Uite că s-au găsit soluții până la momentul acesta și s-au acordat aceste vouchere de vacanță, care, din punctul meu de vedere, au fost o mare gură de oxigen pentru turismul românesc. Asta voiam pe să care spun, eu îl iubesc foarte mult. Asta voiam să spun, că au fost foarte multe aprecieri cu privire la faptul că oamenii au fost determinați să-și petreacă vacanța în România. Da. Și cred că este un lucru foarte bun. România este o țară foarte frumoasă, pe da, care merită așa să o cunoaștem și pe care, până la urma urmei, ca și cetățenii români, suntem obligați să o cunoaștem. Este inadmisibil să își dorească absolut cetățenii străini să vină să cunoască România, să și vadă Transilvania, să cunoască partea istorică a turismului românesc și nu numai, și noi să nu ne cunoaștem țara. Și aici, sigur că voucherele de vacanță au avut un rol benefic și marea gură de oxigen pentru turism și, până la urma urmei, nu doar pentru unitățile de cazare și pentru Horeca, practic pentru toată industria turistică. Industria frumoasă, industria albă, cum îi se spune. Iar eu cred că România are un potențial fantastic din punct de vedere al turismului. Serios? Așa cum România este o țară preponderent agrară și cred în agricultura României, și nu doar eu cred,
lucrurile s-au demonstrat a fi viabile. Cred în economia aceasta frumoasă, albă, a turismului. Noi mai avem loc? Mai avem loc în ceea ce privește dezvoltarea turismului? Adică avem putere să ne mai dezvoltăm turismul? O, da. Foarte mult se mai poate dezvolta turismul. Îmi amintesc că, din păcate, am prins o perioadă în care nu mai puteam să accesăm fondurile europene alocate segmentului turistic la momentul respectiv, pentru că era sfârșitul programului operațional, dar mi-am dorit foarte mult un parteneriat între Autoritatea Națională pentru Turism și unitățile teritoriale administrative și am considerat că ar fi oportun ca fiecare unitate teritorială administrativă, adică fiecare primărie, fiecare primar, să poată să creeze câteva locuri de campare în fiecare comună, astfel încât să pună la dispoziție un fel de camping, ce zici tu, nu? Un fel de camping, dar puțin mai modern, ca să zic așa. Adică și apă și toalete, da, și dușuri, apă, și energie, așa, internet, obligatoriu, da, lumină, astfel încât măcar 3, 5, 7, 10, fiecare în limita posibilităților pe care le-ar fi avut, să poată să pună la dispoziție aceste locuri de campare. Având în vedere că, din păcate, de 30 de ani autostrăzi nu suntem în stare să construim. Că la început am zis că nu avem nevoie, pe urmă n-am mai putut. Hai să folosim ceea ce avem. Avem drumurile acestea naționale, județene, așa cum sunt ele. Cred că puteam să creăm o mare facilitate pentru acest turism de campare, care este foarte căutat și se fac adevărate caravane, care pleacă din Olanda, unde acolo, ca să zic așa, e cel mai bine organizat segmentul acesta de turism. Sunt foarte mulți turiști olandezi, germani, care vizitează România pe acest segment. Iar noi am putea să le oferim niște lucruri extraordinare, să ne cunoască țara, în primul rând. Avem o țară atât de frumoasă pe care ar putea să o cunoască. Noi avem niște cetățeni foarte primitori. Românii sunt oameni foarte primitori. Exact. Și cred că am putea să creăm un mare avantaj printr-un astfel de proiect. Din păcate am plecat și lucrurile nu au avut o finalitate, n-a fost cine să continue acest proiect, dar asta ar fi doar o parte. Pe lângă asta, care n-ar implica o mare investiție din partea bugetului național. Ar merge doar pe bugetul local și nu cred că ar excede, ca să zic așa, ca și cheltuială, și cred că ar putea fi făcut. Dar de ce să nu ne gândim să facem niște obiective turistice pe care să le dezvoltăm noi acum, care din start să fie gândite în așa fel încât să aștepte un public mare? Sigur, ar putea să fie turismul cultural aici luat în discuție, sau ar putea să fie, nu știu, un mare parc de distracții. De ce nu? Noi nu avem așa ceva. Pe lângă că nu avem noi în România, nu există nici în partea de est a Europei un astfel de parc tematic. De când a vrut Agaton Dracula Park? Un proiect extraordinar, care eu cred că și se făcea și nu la trebuie Sighișoara. Să renunțăm la acest proiect sub nicio formă. Eu cred că ar putea fi un brand de țară pe care, de care România să beneficieze și ar beneficia pe toate palierele, de ce nu doar nevoie? Pe partea turistică. De ce am turistică? Avea nevoie ca să-l facem? Nu avem nevoie de mare lucru. Eu am încercat, la turism fiind, să găsesc măcar o unitate teritorială administrativă care să poată să concesioneze în jur de 200-300 de hectare de teren, astfel încât să găsim un investitor. Păi măcar adică nu e complicat de găsit, aia încerc să-ți spun. Nu e complicat, dar trebuie să existe voință și voința trebuie să plece de la autorități în primul rând. Și trebuie, dar să înțeleagă și mie, toții. De ce nu a vrut nimeni până acum să facă asta? Pentru că 200 de hectare nu e un... Stai să-mi ridic frumos la valiera. Nu e un capăt de țară.
Da, nu este un capăt de țară, dar trebuie să ai și o viziune de antreprenor ca să îți dai seama cât de mare ar putea fi impactul unui astfel de proiect la nivel național. Ce ar însemna dezvoltarea unui astfel de proiect? Ce ar însemna dezvoltarea unei zone, da? Pentru că o zonă s-ar dezvolta fantastic de mult. Și la nivel național, pentru că ar fi un punct de atracție național. Să meargă cineva până la Disneyland să vadă cum se dezvoltă zona. Da, din păcate nu s-a înțeles cum trebuie acest proiect și eu am lăsat un memoriu când am plecat în atenția premierului, la momentul respectiv a guvernului, și am explicat care cred eu că ar trebui să fie următorii pași pentru turismul românesc. Ai identificat o zonă? Cred că zona nici nu contează foarte mult la momentul acesta. Sigur că ideal ar fi în Transilvania, pentru că oriunde mergi în lume, toată lumea știe despre Dracula, da, și despre Transilvania. Și cred că ar fi un loc foarte frumos, un loc atractiv. Dar până la urmă au mai fost propuneri undeva și în județul Ilfov, unde puteau să se dezvolte un astfel de proiect. Cred că ar putea și la Brașov, cred că ar putea și la Bran, cred că ar putea fi oriunde în țara asta minunată. Mie îmi place o zonă foarte mult și anume zona aceea unde sunt cheile Bicazului. Frumos. Care cred că și acolo ar putea fi o zonă de atracție și acolo mai există Cetatea Neamțului, care și ea este foarte, foarte frumoasă. Acest proiect s-a făcut acum pe fonduri europene, acum câțiva ani de zile. Oare a fost pe acolo Vlad Țepeș în vizită la Ștefan cel Mare? Nu știu dacă a fost sau n-a fost în vizită, dar se poate mama lega. Mama lui Ștefan îl aștepta. Da, da, sigur că da. Important era să lupte pentru ceva. Corect. Și era binevenit. Important este să înțelegem că nu vrem să prejudicieze nici bisericii ortodoxe, ci trebuie, sigur, să vedem doar partea frumoasă a lucrurilor și partea de dezvoltare a României. Nu cred că vrea nimeni nimic rău. Cred că un astfel de proiect ne-ar aduce un mare plus. Ar fi un moment în care și din punct de vedere comercial și din punct de vedere strategic ca și dezvoltare ar fi extraordinar de binevenit. Sigur că da. Și chiar ar fi momentul ca România, poate că nu eram pregătit, să spunem, în 2002-2003, când venise Damatea Caton cu ideea, dar eu cred că acum România e pregătită. Suntem pregătiți să dezvoltăm un astfel de proiect și ar trebui să existe voințe, o voință din partea tuturor factorilor care ar putea să ia o decizie în sensul ăsta. Ar fi extraordinar. Și mediul de afaceri, și mediul administrativ, și mediul politic, toată lumea să-și unească forțele, da, în așa fel încât să reușim să facem un astfel, și ar fi un proiect de țară. Cu siguranță. Efectiv ar fi un proiect de țară. Ne mai lipsesc marile resorturi pe care cred că ar trebui să le primim cu brațele, da, deschise, da? Și să primim acești mari investitori. A fost un an greu, 2020, și atunci cred că toate lucrurile s-au blocat în, da, zona asta. Sau poate s-au blocat, dar nu doar în România. Eu cred că lucrurile au fost blocate la nivel mondial, da, datorită acestei, absolut, pandemii. Deși nu știu dacă au fost blocate pe parte de investiții. Deci au fost practic oprită oarecum circulația noastră și tocmai în ideea de a nu răspândi acest virus. Dar eu cred că din punct de vedere al investițiilor n-ar trebui să ne oprim. Trebuie să forțăm dezvoltarea României, că până la urma urmei cred că ăsta ar trebui să fie un scop comun al nostru, al tuturor, indiferent că suntem de partea privată sau, sigur, de partea autorităților. Sigur. Acum, pentru că emisiunea se numește Carte Diem, aș vrea să-mi spui tu care a fost cartea care ție ți-a influențat viața. Nu știu dacă din copilărie, dacă din adolescență, dacă de acum, om mare fiind. Da, sunt mai multe cărți, mai multe cu siguranță, cărți care mi-au influențat viața sau care
Poate mi-au pus un semn de întrebare sau m-au făcut să caut mai departe răspunsuri. Acum, ținând cont de activitățile mele curente, una dintre cărțile care mi-au plăcut și care cred că m-a făcut să înțeleg că din cele mai vechi timpuri și până astăzi, mare lucru nu s-a schimbat. Așa. Istoria se repetă în alte timpuri și cu alți actori. Dar ar trebui să se repete, dar la un nivel superior. Din toate punctele de vedere, și cu bune și cu rele. Da, n-aș putea să confirm că asta chiar se întâmplă. Și aș putea să spun că suntem machiavelici, ca să vin în nota cărții la care vreau să și fac referire. Deci ți-a plăcut Principele de Machiavelli? Mi-a plăcut mult. Am savurat, ca să zic așa, citind cartea. Și eu am citit-o cu creionul în mână. Cu creionul în mână, am crezut că doar eu cu un marker în mână. Da. Și când am terminat-o de citit, am ajuns la concluzia că puteam să o marchez pe toată. Da. Este pentru mine o carte care mi-a confirmat, practic, că nimic nu este întâmplător. Și faptul că și astăzi lucrurile se întâmplă aproape identic ca și în 1530, practic ne confirmă faptul că politica e un joc de scenă. O, Doamne! Da, mi-a plăcut... Cu actori mai mult sau mai puțin pregătiți. Acum, unii vai de ei. Cred că erau nici, mai pregătiți nici de figurație nu-s buni. Dacă astăzi ne raportăm la Machiavelli, cred că erau mai pregătiți atunci și aveau o strategie foarte clară și aveau o viziune. Practic, dacă nu făceau față, dispăreau și dispăreau fizic pe atunci. A fost un vizionar Machiavelli și dacă, încă o dată spun, dacă astăzi încă ne raportăm la acea carte, cu siguranță că suntem mai puțin pregătiți, zic eu, decât erau ei atunci. Ceea ce, ce mi-a plăcut cel mai mult din această carte era un moment în care Machiavelli puncta faptul că ca să vezi o vale, așa, trebuie să te urci în vârful muntelui. Iar ca să vezi înălțimea munților, trebuie să stai în vale. Jos, exact. Foarte important. Nu cred că e suficient să te trezești pe o cărare și să te crezi stăpân pe ea. Dacă nu ai o privire de ansamblu asupra lucrurilor, este foarte periculos. Gândirea se îngustează, viziunea și mai mult și, din păcate, deciziile pot afecta foarte mult perspectiva. E foarte importantă gândirea strategică, care eu cred că multora le lipsește. Absolut, absolut. Și un adevărat lider a fost și jos, a fost și la poalele muntelui și când a ajuns sus, n-a uitat de unde a plecat. Se mai uită din când în când. Și acum mi-a venit în minte... De unde a început drumul. Mi-a venit în minte o scrisoare pierdută. Așa. Fără să vreau, mi-a fugit mintea acolo. Și mă gândeam că dacă la 1530... Machiavelli scria o astfel de și descria o astfel de strategie de a conduce lumea până la urma urmei. Caragiale al nostru la 1900, nu? 1890, 1900 nu era departe. Adică un om, un comentator politic, nu? Cât se poate de actual. Scriitor. Cât se poate de actual. Cât se poate de actual, așa, da. Și chiar mă gândeam acum, oare ce s-a schimbat de atunci? Nimic. Nu? Lucrurile pe care le spune acolo le regăsim în discuțiile politice de astăzi. Adică de la scrisoarea pierdută, la bilețelul roz, bilețelul galben,
la o poveste, la cum să influențăm, să tragem voturile de pe dreapta, pe stânga. Cred că nu s-a schimbat absolut nimic. Cum este trimis de la centru cât un agamiță dandanat e să candideze în teritoriu, cum nu mai contează munca oamenilor din teritoriu. E păcat. Da, asta este realitatea. Se pare că așa suntem noi construiți. Se pare că așa suntem construiți. Și că până la urmă urmei contează, mă gândeam la Cațavencu. Ce frumos și-a luat voturile, nu? Și a ieșit și deputat, a candidat la deputăție și cum, nu? Printr-un șantaj. Absolut. Nu? Taxăm astăzi puțin cei care sunt taxați pentru astfel de practici. Până la urma urmei, tot asta se întâmplă și astăzi, nu? Cerem votul, alții reușesc să-l obțină, unii nu reușesc să-l obțină. Cum îl obțin cei care îl obțin? E linia care departajează lucrurile, e foarte fină, ca să spun așa. Categoric. Ce fac pe urmă cu votul odată obținut? În ce măsură acolo e marea fac ceva tragedie pentru semenii lor? Acolo este marea tragedie. Că atunci când ai obținut un vot și te-a creditat un vot serios, uiți că ai luat votul de la cetățean și că te-ai dus acolo ca să-l reprezinți. M-ai adus în zona politică și nu pot să nu mi-aduc aminte că tu ai fost an de zile președintele partidului poporului Dan Diaconescu. Ce a însemnat să construiești un partid de la zero? Pentru că te-ai ocupat de construcția acestui partid de la zero, efectiv. Ce o muncă enormă. Sigur că munca aceasta, fără cel care a și dat denumirea partidului, probabil că era imposibilă. Pentru că a creat o emoție, sigur, a creat sigur o stare care, fără de care nu putea fi un proiect viabil. Cel puțin asta cred eu. Da, uite, mi-ai stârnit acum așa în suflet niște amintiri. Câți ani, câți ani de construcție politică ați făcut? Păi, înainte de a fi primul tur de alegeri la care am participat. 2012. Am început așa undeva în 2009, la sfârșitul anului 2009-2010, am început construcția politică. Sigur că pe lângă tot ceea ce liderul formal al partidului a transmis, în spate a existat o mare organizatorică extraordinară. Da, da. Nimeni nu poate să-și imagineze că este suficient să existe niște lideri care vorbesc la televizor și gata, lucrurile să fie terminate. Da, nu. Mi-aduc aminte prima campanie de la alegerile locale în care făceam câte 20, 23, 27 de localități pe zi. A fost o muncă titanică. A fost... Păi cu mașina, din localitate în localitate. Și vă așteptau acolo oamenii. Da, da, da. Ne așteptau oamenii și de multe ori întârzierile erau foarte mari pentru că ne decalam programul. Și stăteau oamenii și ne așteptau ca să ne spună ofurile, ca să ne dea scrisori prin care ne aduceau la cunoștință nedreptăți care li se făcuseră și care, de la care de așteptau de la noi să le aducem în atenția publică, să le rezolvăm aceste probleme. Am încercat într-o mare măsură să venim în ajutorul și în sprijinul acestor oameni. Noi chiar am pornit această construcție de la firul ierbii. N-a fost ușor. Nu, a fost o muncă titanică. Dacă ziua eram în teritoriu și mergeam să ne întâlnim cu acești cetățeni, cu acești oameni extraordinari care erau cu sufletul alături de acest proiect, seara Diaconescu era în direct și își continua activitatea.
Adică nu a fost ușor nici pentru dumnealui, nici pentru noi. A fost o muncă extraordinară, dar și rezultatele n-au încetat să apară. Spune-mi, cum de te-ai gândit tu să te înhami la un astfel de proiect? Cine te-a convins? Cum te-a convins? Asta întotdeauna mi-am dorit să te întreb. Cum a fost momentul în care ți-a sunat telefonul și cineva ți-a zis: Simona, uite. Păi nu mi-a sunat telefonul. Nu? Nu. Eram, Dan Diaconescu era arestat preventiv. Aoleu, deci așa s-a început totul, da, când era el arestat? Da. Uite, n-am știut. A ieșit de la arestul preventiv, îl așteptam în mașină. Deci el a început să construiască partidul după ce a fost arestat? Da. A ieșit de acolo, îl așteptam în mașină și... Voi vă știați dinainte? Ne cunoșteam dinainte, da. Urma să îl iau cu mașina. Sigur că a fost foarte multă lume atunci, dacă vă mai aduceți aminte, în față la arestul preventiv. Toată presa națională, totuși era un mogul de presă, nu? Avea un trust mare de presă, jurnalist cu o emisiune extrem de urmărită. Da, sigur că da. Și toată presa națională era adunată acolo. Și când a ieșit, după ce le-a comunicat ce avea să le comunice și după întrebările care i-au fost acordate, cineva l-a întrebat dacă face un partid politic. Uh-huh. Și deși toate recomandările noastre ale prietenilor erau să nu, i-a ieșit porumbelul și a zis că da, se organizează și că va face un partid politic. Și bineînțeles că a doua întrebare a fost: cine va fi președintele partidului dumnealui? Și atunci el s-a uitat la tine și a zis... S-a întors așa și a arătat cu mâna: Simona. Doamna. Doamna nu știa nimeni cine este. Doamna nu știam nici eu la momentul respectiv. Nu. Toate camerele de luat vedere s-au întors și căutau doamna. Doamna era în mașină, nici nu se vedea. Și el a pornit către mașină, a urcat în mașină și așa a rămas. De atunci și foarte până când... tare. Da, lucrurile s-au conturat. Deci nici nu mi-am imaginat că așa a început totul. Da, a început, la început. Dați-ne un nume, că, Doamna. Doamna a și spus numele, sigur că da, a dat toate detaliile. A urcat în mașină și a zis: eu fac un partid politic, tu vei fi președintă. Și m-am uitat la el și am zis: e o glumă, nu? Am zis: nu, nu e o glumă. Și am zis: dar eu n-am făcut politică niciodată, cum o să mă descurc? Și a zis: tocmai ăsta e secretul. N-ai făcut politică niciodată, ești cea mai potrivită ca să faci politică. Și dacă la început am crezut că e o joacă, am început să ne organizăm, au început să vină adeziuni, au început să vină tot felul de scrisori, oameni care au început să își dorească să facă parte dintr-o construcție. La un moment dat ne-am trezit, ca să zic așa, în miezul evenimentelor și deja luați, ca să zic așa, de val și fără cale de întoarcere. Deci nu mai aveam decât o singură variantă, nu puteam să dezamăgim oamenii. Absolut. Și am plecat la drum, așa, cu toată determinarea noastră ca să facem un lucru bun pentru cetățeni. Mai avem, uite, 14 minute și vreau să mai vorbim despre încă un lucru care ți-e drag și ai fost acolo în conducerea lui o perioadă bună de timp, zona de agricultură. Ai fost secretar de stat la agricultură. Spune-mi, știi că e legenda aia că România a fost grânarul Europei, mai mult sau mai puțin adevărată. Dar se vorbește tot mai mult despre faptul că țările, odată cu nenorocita asta de pandemie, ar trebui să se gândească mult mai serios la capacitatea lor de a-și asigura resursele de hrană necesare populației din interior, în așa fel încât dacă se întâmplă ceva și suntem nevoiți să închidem granițele, să putem să ne hrănim populația. România ar putea să fie capabilă de așa ceva? Cu siguranță da. Uh-huh. Cu siguranță da. România este o țară agrară și este bărăganul, un grânar, ca să zicem așa, și nu doar. Și Câmpia de Vest și până către Brăila în sus, știm foarte bine insula Brăilei, deci este o țară preponderent agrară.
și avem toate formele de relief și putem, avem și terenuri foarte fertile și pe parte de legumicultură și pe parte de pomicultură și pe parte de viță de vie. Adică România ar avea posibilitatea să își producă pâinea cea de toate zilele, ca să zic așa. S-au și investit foarte mulți bani pe programele operaționale, iar așteptăm acum deschiderea noului program operațional. Cu siguranță vor fi bani foarte mulți din nou de la Uniunea Europeană pentru agricultură. Și se simte că agricultura s-a modernizat, sigur că da. De fiecare dată s-au tras banii pe agricultură, sunt banii care de fiecare dată au fost trași și s-au consumat aceste sume alocate României. Dacă poate pe transporturi sau pe dezvoltare au fost bani care s-au pierdut, sau pe Ministerul Fondurilor Europene, niciodată pe agricultură nu s-au pierdut. Pentru că există și un mare interes și există foarte mulți proprietari de terenuri în România și au accesat aceste fonduri. Au fost facile și s-au accesat. Și este un mare plus pentru România faptul că noi, ca țară, am beneficiat de aceste fonduri europene. Sigur că da. Există și pe parte de ferme vegetale și animale. E adevărat ce se spune, că s-au tras și se trag în continuare anumite sfori la nivel european pentru ca doar țările vestice să câștige pe zona de fonduri pentru agricultură și țările estice să fie puțin lăsate la o parte? Sau nu? E adevărul, e cumva la mijloc, ca să spun așa. Și anume faptul că țările vestice trebuie să-și ia de undeva materia primă. Ce mi-aș dori eu pentru România ar fi să începem de la materia primă și să terminăm cu produsul finit, da? Astfel încât să putem să ne valorificăm cu adevărat munca. Adică să putem să exportăm produsul finit. Sigur că da. Să exportăm făină, nu grâu. Ambalată, frumos, și să-i facem un preț, nu? Să nu exportăm floarea soarelui, să exportăm ulei. Da. Nu? Noi cam importăm. Exemplele pot continua. Chiar și la exploatarea lemnului, nu? Să nu mai exportăm bușteni, să exportăm mobilă. Cherestea, mobilă și așa mai departe. Nu? Produs finit. Sigur, pentru că da. E o industrie și asta care foarte bine plătită. Și de ce să exportăm lemnul nostru, să tăiem pădurile și să îl vindem la un preț de nimic, când noi putem să valorificăm munca asta extraordinară pe care sunt câteva fabrici în România specializate și cu siguranță s-ar putea și dezvolta multe altele, ca să putem să exploatăm acest segment și această industrie. Cine ne oprește? Cine ne blochează? Cine nu ne dă voie? Cine nu vrea? Aici, cine nu vrea, aici da. E o discuție, dar de blocat ne blocăm singuri. Pentru bune? Că, da, eu zic că ne blocăm singuri pentru că e o lipsă de viziune și cred că dacă și legislația, și de aici lipsa de viziune, spun din partea autorităților. Pentru că știți cum este, dacă cei care conduc România n-au condus o afacere proprie niciodată, n-au dat și ei 10 salarii constant 3, 4, 5 ani de zile să-și asume o responsabilitate, să vadă ce înseamnă acest lucru, este destul de greu să înțeleagă ce se întâmplă în mediul privat. Din păcate, păi, în mediul privat e foarte multă durere în momentul de față pe zona asta, și nu mă refer aici la mari latifundiari din agricultură, mă refer la micul întreprinzător în agricultură care depinde
în totalitate de vremea de afară și depinde de samsari și depinde de norocul pe care îl are ca să poată să își vândă producția de legume, producția de fructe și așa mai... E trist. Da, e o gândire mică. Eu cred că agricultură de performanță. Păi da, dar ei ar trebui integrați, integrați în niște forme asociative. Fără sigur că formele da. Asociative este greu să faci agricultură de performanță. Acum, și asta se poate vedea, pentru că cel puțin pe partea de ferme agricole există o formă asociativă, există forme asociative, da? Dacă s-ar înțelege că și pe partea de legumicultură ar trebui să se creeze depozite, frig, prin care să putem să depozităm legumele, fructele. Se poate face asta? Cu siguranță că se poate face. Se poate face orice. Trebuie să existe o viziune, trebuie să existe voință și să îi ajutăm pe oameni să-i credităm, da? Și să îi susținem să facă lucrurile acestea. Pentru că nu poți să fii furnizor la mari retailer, da, cu un produs care e neperformant. Bineînțeles. Da? Atâta timp cât nu îl ții în condiții optime, cât nu îl ambalezi, cât nu poți să faci față unei concurențe care vine și face cu totul și cu totul altceva. Sigur că da. Până la urmă, știi, oamenii vor, dar au nevoie și de sprijin. Păi aici ar trebui să intervină autoritățile, pentru că autoritățile ar putea să impună o linie, da? O direcție. Exact. Și atunci, cu siguranță, antreprenorii, întreprinzătorii, fermierii s-ar alinia. Dar dacă nu există această direcție, nu există o gândire strategică, fiecare face... consideră că e mai bine și își satisface, ca să spun, nevoia de moment. Identificăm la ora actuală o linie în ceea ce privește pregătirea României pentru a face față la un viitor în care să poată să fie oricând pregătită să-și rănească populația în cazul în care se închid granițele? Greu de spus acum. Adică chiar nu. Citeam, adică la ce avem azi, nu. Păi, haideți să vă aduc la cunoștință. Și eu zic că închizi de granițe, uite cum se închide granița odată, da, când vrei să nu ți se îmbolnăvească populația de o pandemie ca asta, da? Acum în timpul unei pandemii ca asta. Am citit o știre din presa arădeană, fiind sigur conectată așa, tu din Arad, cu tot ceea ce se întâmplă la Arad, chiar mă interesează. Există un mare complex agroindustrial la Curtici, condus de către domnul Dimitrie Muscă, care a ieșit cu un comunicat de presă și ne-a anunțat că datorită unor focare de pestă porcină trebuie să sacrifice 23.000 de capete. Extraordinar. Păi vă întreb atunci... ce siguranță poți avea când uite-te în ce situație suntem, și asta datorită faptului că a adus de nenumărate ori la cunoștință faptul că există porci mistreți, da, care plimbă aceste focare, da, în zonă și nu s-a luat nicio măsură. Adică lucrurile sunt stăpate. Adică porcii mistreți ajung la porcii ăștia? Ajung și infectează grânele, terenul, mor, se găsesc cadavrele și pe testările care au fost făcute s-a demonstrat că erau afectați de această pestă porcină. Fantastic, uite, n-am știut, vezi? Da. Da, deci nu suntem pregătiți și chiar trebuie să fim mult mai serioși aici. Da, da, deci scapă anumite lucruri. Sigur că sunt convinsă că nu doar în România scapă și că peste tot sunt și scăpări, dar eu cred că dacă am putea fi puțin mai vigilenți, mai atenți, mai preocupați de ceea ce se întâmplă, cu siguranță am putea evita anumite lucruri și astfel de situații care, din păcate, ne pun într-o imposibilitate de a merge mai departe cu anumite proiecte.
Vă dați seama ce înseamnă pentru acest complex 23.000 da. De capete să trebuiască să le sacrifici, nu? Și acolo sunt o grămadă de magazine pe care, de reprezentare pe care le au în teritoriu acolo, care practic se aprovizionează de la acest complex, adică dispare din, din magazin marfa, nu? Pentru că nu mai e ce să pui la dispoziție. Există abatoarele care sacrificau aceste animale, aceleași pierd obiectul de activitate, adică e un lanț care e afectat. Mai avem 2 minute 27 de secunde. Revin la cărți și aș vrea să-mi spui, dacă ai avea un pic de timp liber și ai putea să te relaxezi, cu ce cărți te-ai retrage așa sub un nuc, da? La umbră, într-o zi însorită de vară și ai răsfoit? Cu ce cărți te-ai retrage? Despre ce? Acum, mai nou, poate o carte puțin spirituală. Așa, frumos. Și cu siguranță ceva romantic frumos. Și nu știu dacă aș vrea sub un copac, dar nu? Sigur aș vrea pe malul mării. Pe malul mării? Da, da. Tu de la Arad da. Iubești marea. Și vreau la Marea Neagră. Aha, da. Și vreau la Marea Neagră neapărat. Iubesc Marea Neagră, îmi place foarte mult, mă simt foarte bine acolo și eu zic că aerosolii pe care îi întâlnim pe malul Mării Negre nu îi vom întâlni nicăieri. Deci e adevărat. Știu da. Că mama ne punea în fiecare seară să da. Ne plimbăm pe malul mării când ne duceam la mare, spunând că facem aerosol. Da, și dimineața la prima oră și seara este foarte important. Și îmi place foarte mult să merg la mare și să stau pe malul mării dimineața de la ora 7 la ultraviolete și la aerosol și seara. Și da, cu mare drag aș sta să citesc o carte foarte drăguță care să mă prindă. Acolo pe malul mării. Pe malul mării, da. Pe malul mării, frumos. Fica ta, Alexandra, care vrea să se facă magistrat, ce cărți citește? Și tu ai influențat-o vreodată? N-am influențat-o. În linia cărților pe care le citește? Nu, n-am influențat-o niciodată, pentru că face parte dintr-o altă generație. Așa e. Da. În afară de faptul că, da, m-am gândit că poate o carieră de jurist ar putea să o prindă, nu m-am gândit că va fi o pasiune partea asta de juridică și de drept. Da, deci a devenit o pasiune pentru ea și citește cu mare drag. Eu am ajuns la concluzia și spun de fiecare dată că cărțile pe care adoră să le citească sunt codul civil și codul penal. Eu îți mulțumesc, colegi, îmi fac semn. S-a terminat emisiunea, îți mulțumesc frumos pentru că ai venit la Carte Diem. Îți țin pumnii, îi ținem pumnii și Alexandrei și ție și ei să vă iasă toate proiectele. Dragi prieteni, mulțumesc din suflet că ați fost cu noi astăzi la Carte Diem. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți cu bine!